până la susținerea examenelor naționale, de evaluare națională, respectiv de bacalaureat, însă elevii mai au de trecut un hop și anume o să urmeze acum perioada tezelor. Tezele de pe semestrul al doilea al anului școlar 2011-2012 se susțin de regulă până la data de 25 mai. Lucrările de evaluare semestrială sau tezele se stabilesc de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. Destul de importante, mai ales pentru clasele a 8-a, pentru că ele vor face parte integrantă din media de admitere, așa că fiecare bănuiesc că va încerca să obțină o medie cât mai mare și asta implică o pregătire cât mai bună. Cum veți susține tezele? La sfârșitul lunii pe 30 și la matematică pe 24. Miercuri va urma la română. Și apoi? La mate. Miercuri repetare. Pe 26 la mate și miercuri repetare la română. După terminarea evaluărilor semestriale, urmează emoțiile cauzate de examenele naționale. Elevii din clasele a 8-a, respectiv a 12-a, speră să depășească cu brio această etapă crucială din viața lor.